Așa arată un sportiv care e obosit. Hai, low kick! Brațele sus! Brațele sus! Hai, low kick! Sus, bun! Salut! Mulți dintre voi m-ați întrebat cine este mai puternic, Iancu sau Mihai? Este foarte greu de zis un asemenea lucru, pentru că sunt două persoane diferite, au o diferență de 10 kg între ele, dacă nu mai mult. Am să încerc să vă răspund la aceste lucruri, dar înainte, haideți să vă arăt un pic din antrenamentul lui Mihai. Haideți să vedeți cum a mai progresat. Vorbim un pic și cu el și după aceea o să încerc să vă răspund la această întrebare pe care o puneți foarte mulți și în special pe TikTok și aici pe YouTube. Hai să-l vedem pe Mihai. Azi. Respiră. Hai. Bun, pivotează. Brațele sus. Hai, încă 3. Hai. Bun. Hai, Mihai, hai. Nu mai trage de timp. Hai. Ai obosit. Mai facem din astea, hai! În jumătate de minut pauză și dai câte rochii cu redare. Da, 100, hai!
Dați drumul, continuare, hai. Unde pleci? Tu stai aici, că am o întrebare pentru tine. Mai poți? Lasă-mă telefonul din mână. Lasă telefonul. Lasă-mă telefonul, ești la antrenament. Zi, cum merge antrenamentele? Bine. Bine? Dar de ce ești așa de furios? Ești obosit? Nu sunt obosit. Nu ești obosit? Nu mai am chef de antrenament. Nu mai ai chef de antrenament? Mai am chef. Mai ai chef? Da. Mihai este obosit. Azi dimineața i-a tremurat picioarele de la largare. Acum este obosit aici de la dat la pernă și din brațe. Dar este ceva normal. Nu-i chiar ok că nu zâmbește și că e așa de obosit, dar din cauza că în 3 săptămâni, asta e a 3-a săptămână de antrenamente și dure și intense, corpul deja e un pic pe oboseală. Dar la sfârșit de săptămână, săptămâna asta o să facem pauză sâmbătă și duminică, să-și revină. Așa arată un sportiv care e obosit. Deci, să știți că primul semn, ca să vă dați seama dacă sportivul este obosit, e dacă mai zâmbește, dacă mai vorbește. Și el este cam obosit astăzi. A fost obosit și aseară și azi dimineață. Nu și-a reglat încă nici somnul, că dacă tot stătea pe TikTok înainte, cum e cu somnul? Poți să dormi acum? Încă nu doarme cum trebuie noaptea, dar o să fie bine. Mi-e tremură mâna de la palmare. Hai că las pe Mihai să continuă antrenamentul și eu vă voi vorbi acum despre Iancu versus Mihai. Hai! Deci întrebarea pe care mă puneți tot, cine este mai puternic, Iancu sau Mihai? Este foarte greu de spus. Iancu are o forță nativă, are o forță lucrată la câmp, la sat, la țară. Și Mihai este puternic, dar Mihai are o altfel de forță, are o forță lucrată în sală. Se vede pe că a tras de fiare. În schimb, Mihai parcă prinde un pic mai repede exercițiile decât Iancu. Iancu a trebuit să repete de mai multe ori ca să învețe un exercițiu și să facă corect. Deci, Iancu e mai puternic fizic, Mihai prinde un pic mai repede. Amândoi sunt începători. La 2 luni, o lună, la 2 luni, cum am avut pentru primul meci, amândoi sunt cam pe la același nivel. Nu o să vă spun cine ar câștiga un meci dacă ar lupta, pentru că nu pot să iau partea nimănui. Îmi sunt dragi amândoi și îi întâlnesc pe amândoi și nu vreau să iau partea unuia sau celuilalt, că nu vreau nici să se supere, dar nici nu pot să fiu să iau partea unuia sau celuilalt. Mihai lucrează foarte mult. Mihai încearcă să recupereze ceea ce n-a făcut când a fost foarte mai tânăr. Încearcă să fie un sportiv bun pentru această gală. Să știți că nu este ușor să te antrenezi 2 luni intense pentru o gală. Ați văzut mai devreme, vi l-am arătat, când am vorbit cu el, este obosit. Pur și simplu, corpul lui se resimte. La acest sfârșit de săptămână va avea 2 zile de pauză. De fapt, o zi și jumătate, sâmbătă dimineață o să alerge și până luni dimineață nu o să mai facă nimic. De foarte multe ori, o pauză este mult mai bună și mult mai eficientă decât 2-3 antrenamente în același timp. Iancu parcă avea o explozie, parcă nu avea, are o explozie mai naturală în lovituri decât Mihai. Mihai trebuie să se chinuie și trebuie să încerce să nu fie încordat, pentru că el este foarte încordat, lucrează foarte mult în forță și din această cauză, nici loviturile lui nu sunt așa de explozive și de în viteză. Nu știu cine ar duce la un Scandenberg, cine ar câștiga dintre ei doi. Eu oricum sunt foarte slab și am fost întotdeauna. Mihai are cu 12-13 kg peste Iancu, deci se simte. La Mihai este posibil ca meciul să se termine dintr-un singur pumn la un moment dat, ori de o parte, ori de cealaltă. La Iancu mai puțin probabil, cu toate că
el ați văzut, a dat un pumn și l-a pus pe Ricardo, i-a dat knockout. Dar la cei grei, cum sunt Mihai și cu Auston, sunt șansele mult mai mari de knockout. Vă rog să nu mă mai întrebați cine este mai puternic sau cine este mai bun, pentru că amândoi sunt cam pe acolo. Și nu pot să iau partea niciunea, nici celuilalt. Ok? Sper că v-am răspuns la întrebări. Așa un pic, măcar v-am răspuns la întrebarea cine este mai bun, cine este mai puternic. Sperăm în continuare ca Mihai să se antreneze puternic și să facă o figură frumoasă la meci. Ne vedem la următorul vlog și sper să ajungă Iancu la un antrenament, să-i pun să facă amândoi un spike. Salut!